Bun găsit la o nouă ediție de cealaltă Basarabie din Marea Britanie. Iată ce veți urmări astăzi. Suntem în Marea Britanie, suntem în Londra. Noi ne aflăm în localitatea Windsor, unde este castelul familiei regale. El se consideră unul din cele mai mari castele din lume locuibile. Din 2002 până în 2019 eu am fost în poliție. Am descoperit foarte multe crime, eram pe crime grave, eram superior pe crime grave. Am activat ca ofițer de urmărire penală. Erau umoruri tare care eu nu pot să le spun. Cu atâta bestialitate să faci un omor și tu să-ți bat joc și de un copil sau de o mamă. Sau... Dacă credeți că e greu să pleci, nu e corect. E foarte greu să revii înapoi. Cumva, parcă nu suntem acceptați de societate. De asta aș ruga prin intermediul televiziunii. De la descoperirea crimelor grave în Moldova, la minarea unui tunel important în Marea Britanie, familia Staviță a parcurs un drum fascinant. În timp ce Sergiu își explică expertiza în logistică și transport, Victoria strălucește în domeniul beauty. Dar visul lor rămâne neschimbat, să deschidă un local cu specific moldovenesc. Descoperiți cum schimbările neașteptate le-au modelat destinul și cum continuă să păstreze legătura cu rădăcinile lor. Noi ne aflăm în localitatea Windsor, unde este castelul familiei regale. El se consideră unul din cele mai mari castele din lume locuibile. Suntem într-o locație frumoasă. Și asta e cea mai lungă alee, Long Walk. Suntem în Marea Britanie, suntem în Londra. Acum eu vă spun, stau două automobile acolo. Astea sunt poliția undercover, security, înăuntru, dacă vedeți, mai este o mașină și este ridicat drapelul sus, flag, înseamnă că familia regală e pe loc. Regele e pe loc. Noi suntem aici, toți împreună, cu echipa voastră frumoasă. Sergiu și Victoria Staviță și-au dedicat o mare parte din viață serviciului în poliție. Sergiu a lucrat în poliția criminală, iar Victoria inițial a activat ca ofițer de urmărire penală. Acum 5 ani, cuplul a luat o decizie îndrăzneață, să lase ce avea în Moldova și să plece împreună cu cel mai mic copil al lor, Dumitru, în Marea Britanie, în timp ce fiica cea mare, Liliana, urma să plece la studii în România. Chiar dacă în prezent, în Marea Britanie au o viață cu de toate, afaceri și proiecte în care se implică, totuși drumuri lor în lume au pornit din Moldova. Am absolvit școala medie din Turcia. După asta am învățat 5 ani la Academia de Poliție din Chișinău. Am creat familia și a rămas așa în Chișinău. În Chișinău, după absolvirea Academiei, am activat 24 de ani în cadrul Poliției Naționale. În diferite funcții, dar mai multe funcții au fost, deci toate funcțiile au fost ca lucrător operativ în diferite structuri. Asta a fost un vis așa din adolescență, fiindcă fetele cumva sunt pasionate de uniformă, sunt pasionate de gradele astea militare și cumva având un caracter așa mai băiețos, așa eram eu, de firea mea, din clasa 8-a-9 am decis că o să fiu studentă la Academia de Poliție și absolvind clasa 12-a, prima dată în istoria Academiei de Poliție erau prima promoție de fete. Și eu am avut așa ocazie să fiu studentă. Cum ai ajuns la Academie și de ce poliție? Când eram la școală, eram cam în caiet la director acolo. Facem noi multe bazagonii cu... Mai avem avut doi colegi de clasă care eram mai dezghețați așa. Și făcând noi fel de fel de chestii de astea, mama tot îmi spune, măi, să ajungi undeva, n-ai să ajungi tu unde trebuie, știți? Și într-o zi eram eu clasa, eu am învățat 11 clasă, mama a venit și a zis că hai, hadem că ne ducem la poliție. Dar eu zic, dar eu n-am făcut nimic, n-am văzut nimic rău. La Academie noi am fost, dacă nu mă greșesc, noi eram, pare că 13 pe un loc și am dat examenele cu succes. Am fost la buget la Academie
Și după un an, după doi, deja îți revii, îți revine mintea la cap și îți începe plăcea profesia. Și îți începe plăcea, eu am spus la mulți că cel mai bine un bărbat trebuie să facă armata. Dacă faci armata, tu simți ce înseamnă colectiv și tu simți ce înseamnă echipă și să fii consolidat împreună. Acești ani au fost extraordinari. Mi-aduc aminte cu o mare plăcere și nostalgie, fiindcă am fost, cred că, unii din cei mai frumoși ani din adolescență. Noi, dacă eram unicele fete în toată promoția, cumva eram foarte curtate de băieți. Sergiu și Victoria au făcut cunoștință în timp ce își făceau studiile la Academia de Poliție Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău. Deși noi eram la blocul la Doina, unde acum e NSP-ul, Inspectoratul Național de Securitate Publică, dar ei învățau în Vali, la Putnei, strada Putnei, și aveau lecții acolo, dar noi am avut torent în Vali și veneam cu uniformă toți cu plutonul nostru. Și cumva mai făceai cunoștință cu unul, cu altul, cu a treilea și de acolo și ne-am făcut cunoștință. Pe Sergiu l-am cunoscut fiind în cursul întâi. Conducerea instituției ne-a organizat o mini-festival, discotecă și atunci acolo și ne-am cunoscut. Am făcut nunta, eram în cursul 5. Am făcut nunta, deja avem copii. Fata Liliana mai mare de 23 de ani și băietul de 14. În timpul studiilor la Academia de Poliție Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău, Sergiu și Victoria și-au ales specialitățile și domeniile în care își doreau să activeze. Sergiu a optat pentru poliția criminală, atras de complexitatea cazurilor și de provocările pe care le implică investigarea infracțiunilor grave, iar Victoria a ales să devină ofițer de urmărire penală. Ea și-a dorit să joace un rol crucial în prezentarea infractorilor în fața justiției și protejarea victimelor. La Academie, după 3 ani de zile, am trecut la specialitate. Era specialități de anchete, adică urmărire penală, era poliția criminală, erau carabinieri, dar eu am ales profesia de poliție criminală. Pentru că am făcut ani la rând practica și cumva mi-a plăcut foarte mult profesia asta. De asta și am lucrat numai poliția criminală. Am început să activez din 2006. Am activat ca ofițer de urmărire penală în Inspectoratul de Poliție sectorul Rușcani. Apoi am avut diverse funcții, cât și în minister, cât și în Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul General al Poliției. Cât timp ai fost în poliția criminală? Din 97 până în 2002 eu am învățat la Academie, din 2002 până în 2019 eu am fost în poliție, dar deși spun 24 de ani, că cumva anii de Academie tot socot ca în stagiu, și am fost și 3 ani la Fulger, am lucrat ca tot lucrător operativ, era secție operativă, și la Fulger se numără un an la un an jumate, deci dacă lucrezi un an, ai un an jumate și deci tot așa la Fulger. Și de asta cumva, după cum s-o coț anii, am 24 de ani de stagiu. Pe parcursul activității sale în poliția criminală, Sergiu a investigat și a descoperit crime grave, aducând în fața justiției infractori periculoși. Care a fost cea mai gravă crimă pe care ai descoperit-o? Nu am număr. Eu nu le țin minte, dar în ultimul timp, deci eu am lucrat din 2003 până în 2011, până în 2011 am lucrat 9 ani de zile pe droguri, numai pe droguri, deci am fost la sectorul Rușcani pe droguri, după asta am fost în poliția în transport pe droguri, după asta am fost șef de serviciu la droguri. Am descoperit foarte multe crime, eram pe crime grave, eram superior pe crime grave, noi descoperim, adică eu eram grupa mea, unde eram eu superior, noi eram pe tălhării. Pe jafuri și tâlhării, deci tâlhările care între cu măștrile, care cu fierul de călcat, pe piept, cu ranga, astea. Dar totodată ne implicam și ajutam, au fost stropit cu acid în lift și deci tăise au decedat la spital. Și a fugit, unul care a stropit, o s-a dus la băut, era cu prietene, dar ăsta a fugit la altcineva, s-a scundie. Dar până la urmă, cumva șeful poliției criminale, care era Vitali Țurcan, m-a chemat și a zis că Sergiu, echipa cu omoruri, mai avem două omoruri, e ocupată foarte tare, apucați-vă voi, vă rog frumos, voi aveți experiență. Și noi, cred că în două ori, noi atunci am găsit persoană pe profesionalismul nostru, l-am reținut, după dânsul l-am reținut pe a doilea, a fost judecată, a fost
Și le-au dat detențiile dați. Atunci nu vedeam riscurile acestei meserii, fiindcă eram foarte pasionați, eram foarte dedicați. Și acum, cu mare regret, pot să spun numai una, ce îmi pare rău, că copiii mei, deoseb Liliana, nu prea a avut copilărie, nu a avut părinții alături, fiindcă eu eram implicată, soțul era implicat în servicii de noapte, și atunci cumva ea mai mult era la bunici, dar noi asta făceam din pasiune, din dragoste, cu dedicație, da. Sergiu și Victoria iubeau domeniul în care activau. Chiar dacă se confruntau adesea cu riscuri și nopți nedormite, atracția pentru provocările complexe și dorința de a face o dreptate erau mai puternice decât oboseala și stresul ce veneau la pachet. Colegii, dacă ați mă vadă, o să înțeleagă. Deci, la fiecare infracțiune, când începe descoperi infracțiune și tu vezi că ajungi la un final, tu ai așa adrenalină și noi de obicei spunem că ăsta e sportiv în interes, ai un interes sportiv și totodată când descoperi infracțiunea și când vin părțile vătămate și îți mulțumesc din tot sufletul și tu vezi ce aport ai făcut pentru cineva și cât bine ai făcut și tu te simți mândru pentru ceea ce ai făcut și oamenii sunt mulțumiți pentru ce. Eu, fiind ofițerul urmăririi penală, activând în Inspectoratul de Poliție Râșcani, cumva investigam și plus porneam urmărirea penală pe diferite cazuri, pe diferite infracțiuni care se întâmplau în sector. Poate nu zi, dar săptămână erau cazuri foarte șocante și foarte... Mai ales atunci când mergea vorba de copii, era foarte, foarte stresant. Mai mult ca atât că tu vineai cumva acasă, toate retrăirile tale, fiindcă polițistul nu este un robot, el este un om care, mergând la serviciu zi de zi, el depune suflet și fiecare caz pe care îl investigează, oricum rămâne o amprentă, știți? Și foarte mult m-a sensibilizat cazurile și infracțiunile legate de copii, decesuri. A fost vreun caz care cumva te-a șocat la nivelul de criminalitate sau de gândire, cum a fost făcută această infracțiune? Da, erau umoruri care eu nu pot să le spun, să le descriu, că cu atâta bestialitate să faci un omor și tu să-ți bat joc și de un copil sau de o mamă sau împreună de o familie, că noi am găsit și familii întregi care au fost omorâți în apartament și copilași, cu doi copilași, și tata, și mama, și bunica. Asta e strașnic. Deci trebuie să ai o trăire de caracter după asta, cum am avut și postări după 25 de ani de poliție, când se învârteau o piroată de asta la Wonderland este, da? Și tot strâng, tot, dar el stă așa, știi, nicio emoție. Așa că, cumva, ai emoții. Oricum, cât de tare n-ai fi tu, bărbat, ofițer, colonel, cine n-ai fi tu și n-ai avea tu experiență în spatele tău, eu spun din experiența mea și din toți colegii mei, fix așa se spune. Deci ăștia care lucrează în poliția criminală, da, tu ești om care tu primești tot asta, tu când vii la infracțiune și tu vezi tot, tu ai un impact, dar el îți trece, el 10-20 de minute tu te apuci de lucru. Că noi n-am venit să ne uităm și să avem stresuri sau depresii. Dacă ți-ai ales profesia asta, trebuie să o duci așa cum este. Deci noi suntem deprinși, ai venit 10-20 de minute, da, și începe a căuta probe. Tu nu poți sta să te gândești numai la asta, că asta nu e pentru noi. Da, v-ați gândit vreodată să lăsați până ca să plecați? Poate câteodată mai vineam seara și ziceam, pentru ce îmi trebuiește mie asta, dar oricum era o nouă zi și tu mergeai la serviciu, fiindcă asta era o pasiune. Dar v-a fost frică vreodată pentru soțul dumneavoastră? Cât și pentru soț, cât și pentru mine. Noi facem gărzi de noapte, odată la două săptămâni, și atunci tu aveai și armă din dotare și riscul era foarte mare ca să fii afectat. Eu când am fost în poliție criminală, eu tot timpul am luat cu pistolul la brâu. Am trăit într-un timp și în sectorul Râșcani, la părinții soției, la soacra. Și scara era tot timpul întuneric. Trebuie să intru cu lanternă sau cu telefon și tot timpul cu mâna la pistol, că știind și funcția ai și cât ai făcut, lucruri bune, în sensul bun al cuvântului, pentru cineva rel, dar pentru cineva foarte bune. De asta eram și noi asigurați, cumva, să fim în siguranță.
Majoritatea crimelor investigate aduceau cu sine o cantitate semnificativă de adrenalină, dar și dezvăluiri șocante. Noi am avut niște cazuri tare interesante, tu când între... Asta era 2006, cred că 2005, atunci drogurile erau... Acum ele sunt pe Telegram, se vând heroină, diferite săruri. Cumva drogurile înainte erau mai... Ei fierbeau mac cu acetone, cu... S-a adunat un apartament câte 10, câte 12. Dar nu știi ei cât-s acolo și deja... Noi dacă începem în 3, stai la ușă, tu nu știi cât-s acolo. Stai și așa de mare adrenalină, știi? Trebuie să intri în apartament și când intrai în apartamentul, în acolo, când vedeai câți oameni sunt acolo și nu știi ce să faci, te apucai de pus la pământ pe toți, unul, altul, a treilea, a patrulea. Și am avut și un caz odată. Deci s-a pus unul la pământ și s-a ne spus că băieții, eu sunt de-a vostru, eu sunt de-a nostru, eu sunt de-a nostru. Și când l-a ridicat, l-am dat într-o parte, era un inspector de sector, tânăr, după academie, fior de un om mare. L-am dus la șeful nostru mai mare și mi-a explicat, uite ce am depistat noi, el era tot cu drogurile. L-a chemat pe tatăl lui și tot atunci a depus raport. Și el a plecat din poliție ca să nu murdărească imaginea poliției. Cât de mult este influențat și dacă este influențat poliția de politic în Republica Moldova? Și ține de politic, poliția, eu nu am fost influențat și eu am lucrat mulți ani, eu nu am fost influențat de politic. Deci eu nu știu, eu nu pot să răspund pentru toți colegii, dar eu știu de mine, eu nu vreau să răspund pentru toată poliția. Eu răspund de mine, de echipa mea cu care am lucrat eu, de colegii mei, că noi nu am fost implicați în nicio politică. Deci, poliția criminală nu are nimic cu politica. Noi avem infracțiuni, noi avem de descoperit infracțiuni, noi avem de ajutat oamenii, poate alte structuri, sau poate alte funcții, sau poate să implicați, dar eu răspund pentru mine și pentru echipa mea și care am lucrat eu. Noi niciodată n-am fost implicați în politică. La noi există așa o chestie legată de poliție, că oamenii nu au încredere. Tu ai fost mulți ani de parte cealaltă. Cum justifici asta și dacă au ei cumva motive să nu aibă încredere în poliție? Deci eu îți explic așa, câți oameni atâtea păreri noi avem noi, deși nu au încredere în poliție, noi suntem mulți în poliție, noi suntem majoritatea, ne facem atribuțiile, adică așa cum trebuie, dar este o parte foarte mică care cumva nu fac față și ei și discută cam cu societatea altfel. Dar societatea trebuie să înțeleagă una, că și la descoperirea crimelor, noi nu suntem extraterestri sau nu suntem Baba Vanga ca să vedem care e infractorul sau cum. Sunt foarte multe, foarte multe chestii operative care ele necesită prelucrare și totodată este legislație pentru asta. La noi oamenii se gândesc dacă s-o săvârșit infracțiunea și el, de exemplu, știe că Tudorelu, nu știe, dar el presupune că Tudorelu s-a vârșit infracțiunea, gata, poliția trebuie să duc să-l iei pe Tudorelu, dar este lege pentru asta. Sunt niște etape, sunt pentru chiar și a face percheziții sau pentru a face ascultări, sunt articole, sunt legi, sunt judecători de instrucții care trebuie să aprobe tot asta, trebuie să vii și justifici. Dacă tu nu ai chestiile astea să faci măsurile, ți-ți o legat mâinile și tu nu poți scăpi infracțiunea și oamenii n-au încredere, de asta n-au încredere, dar este justiție. Sunt foarte multe lacune, dar eu știu și eu sunt ferm convins pentru colegii mei, ăștia din Poliția Criminală, că eu știu că își fac munca corect și depun tot efortul pentru descoperirea infracțiunilor. Din cunoștințele mele, din experiența mea, care o am eu, pentru interesul ăsta sportiv, toți lucrează și descoperă infracțiuni, dar ce vreau să le spun la oameni, ar trebui să aibă încredere în poliție, că așa criticăm poliția, dacă când se întâmplă ceva începem a străga poliția, cum străga brega pe stradă, poliția, așa și cetățenii noștri. Înainte de plecarea în Marea Britanie, Victoria a lucrat la Inspectoratul de Poliție Criuleni, unde a avut parte de un colectiv prietenos și susținător. În secția resurse umane am avut parte din niște colegi extraordinari, care până în ziua de azi mă sună și... sunt foarte deschiși. Ce poate ce nu am avut
parte în Chișinău, știți? Cumva în Chișinău era o structură foarte mare, dar aici eram un inspectorat mic și toată lumea se cunoștea. Eu venind din Chișinău, îmi părea straniu, cum asta? Ei toți știu, ei toți sunt băștinași, mai mult sunt de prin sate, de prin... Când a venit momentul în care ai decis să strângi bagajul și să părăsești Republica Moldova? Deci s-a pornit în luna mai, în 2019, noi am primit pașapoartele românești. Am vorbit cu fratele soției, e mai are între frați mai mici, deci vorbisem cu Nicu. Ați primit pașapoartele, veniți în Londra și faceți-vă actele, faceți-vă insurance number, presetul status, ca să le aveți. Mâine, poi mâine, se termină poliția sau cine știe ce va fi Moldova, lasă-le să fie. Și noi am venit în mai, am depus actele și am trecut tot ok. Ne-am întors înapoi și noi am avut credit la casă, deci ca să ajungem la casa care o avem acum în Stăuceni, noi am vândut 8 apartamente. Noi am mers la apartament de la căsătorie, tot câștigam un ban, tot câștigam, facem reparații din banii noștri, cumva tot am vândut, și cum s-au ridicat prețurile, noi am cumpărat la Stăuceni, e nu-i casă, dar e townhouse. Tata avea un business la Drochia, când pleci în Italia, noi am vândut acolo. Nu cu mulți bani, am băgat, am făcut reparații, deci așa și-a rămas. Vorbim despre, să plecăm undeva să facem un ban, de atât că noi am avut credit, noi am avut credit foarte mare la casă și salariile erau mici și Liliana mai mare creștea. Trebuia să bacu, am ușit universități, am ușit alte cheltuieli. Prima a plecat soție în august 2019, pe data de, dacă nu mă greșesc, data de 15 august. A plecat cu Dumi, cu este mic, el avea 8 ani. Marea Britanie m-a întâlnit frumos. Ai așa o senzație că o să cucerești tot ce se poate și o să faci toate joburile și o să fii foarte activ în tot. Când am ajuns aici, am avut un mare noroc, fiindcă frații mei mă așteptau, ei m-au ghidat, m-au ajutat foarte mult, mi-au adus un suport enorm. Eu le mulțumesc din cer și până în pământ. Primele două luni cumva eram în euforia de turist, cumva te simți, tu ești turist, tu tot vizitezi, până când nu ești încadrat în câmpul muncii, fiindcă îți faci actele. A trecut undeva o lună și eu am început să activez. Primul meu job a fost, lucram ca șofer într-o companie de livrare a automobililor, rent-a-car. Eu livram automobile de lux la clienți sau automobile de clasa medie la aeroportul Heathrow. Și cumva era interesant. Am intrat așa în rutina jobului. L-aveam și pe Dumitru, ficiorul mai mic. L-am aranjat la școală. N-am știut deloc engleza și mi-a fost tare greu primii 2 ani la școală. Era foarte greu. Știam unde viu, dar nu prea ne dădeam seama unde vin și ce să fac. A fost foarte greu. Când nu știam nici cuvintele, că la dânsul cum se spune unele litere, nu se spun singură literă, trebuie să faci cu accent. Atunci când au ajuns în Marea Britanie, au simțit din plin diferența dintre viața de turist și cea de imigrant. A fost o realitate dură să se confrunte cu cheltuielile zilnice și cu provocarea integrării într-o țară nouă. Dimineața îl duceam la școală, după fugeam la muncă, la ora 3 mă întorceam înapoi, îl luam de la școală și... Așa am rezistat, cred că două luni, fiindcă îl aduceam acasă, îl lăsam, fugeam înapoi și veneam la 12:01. Veneam la 12:01, veneam prin transportul public, dar cunoașteți că Londra este destul de criminogenă, cu toate că am activat atâta timp în poliție, dar... M-a sunat și îmi spunea că eu nu rezist, eu fac 40 de lire pe zi și asta nu e normal. Și am spus să vii acasă și eu zic că nu mai vin, mai bine vină tu. Vine că să vedem, să ne descurcăm și eu am venit și eu. De asta am plecat în 2019 și am plecat și eu. Tu fiind singură, cu un copil, eu zic, te rog, ce fac? Vin, eu vin acasă. El zice, nu, vin eu. Și a venit Sergiu deja. Eu vreau să ne iau concediu, să văd poate să ne iau concediu din cont propriu, ca să văd cum ne descurcăm. Deci ca o încercare, a plecat ea din tăi și eu trebuie să mă clarific să ne iau concediile ca să ne ducem de o încercare și după 3 sau 4 luni de zile, dacă vedem încercările și nu se primesc, mă întorc înapoi. Și după 4 luni de zile eu am trimis raportul scris
că nu ne descurcam, deci ne descurcam noi cât de cât, dar eu am trimis raportul scris, am trimis legitimația și m-am eliberat din organ. Asta a fost 2020, luna februarie, dacă nu mă greșesc. Eu deja nu mai eram polițist, eu eram driver la compania Avis Budget. În perioada adaptării în Marea Britanie, Sergiu și Victoria munceau din greu, cu ore puține de somn, frecvent lipsind din viața copilului lor și confruntându-se cu mult stres. Și noi atât de tare ne-am focusat pe muncă, că am uitat de noi. De noi, de familie, de tot, de copil. Noi pur și simplu lucram 16 din 24, strict focusați, că noi trebuie să facem bani, noi trebuie să ne închim, fiindcă din start tu nu ai cumva posibilitatea să-ți iei o chirie, fiindcă nu ai un istoric. Și noi ne-am focusat pe multe lucruri care poate nu erau atât de importante, dar pentru noi credeam că e foarte important. Eram foarte, foarte obosiți, foarte stresanți. Deja nici noi, între noi, nu mai comunicam așa cum comunicam înainte. Eu am venit în octombrie, noiembrie 2019 și m-am angajat unul lucra soția. Soția lucra cu frații la compania Avis Budget, asta e companie de chirie de automobile, cum este Sixt, Enterprise și multe altele. Și companii foarte mari. Care era funcția noastră? Noi luam mașinile noi, Mercedes-uri noi, scumpe. Noi trebuie să le ducem la branciuri. În fiecare oraș sunt branci, este filială de la compania asta. Tu iei 10 mașini și le duci încolo. Și ele care au lucrat jumătate de an acolo, ca și cum ele sunt vechi, dar ele sunt noi. Astea au stat jumătate de an acolo, le-au trecut insurance-ul, asigurarea și le dau înapoi la noi. Deci noi ducem mașini noi, luăm vechi, noi vechi, noi vechi. Și totodată ducem mașini de la noi, de la filiala noastră, aducem mașini în aeroport, la 5-lea etaj, pentru clienți, ca clientul să nu vie să iei mașină, dar o lua din aeroport. Și tot ducem mașini așa. Totodată, am lucrat în noapte. Am lucrat la Zipcar, cum la noi în Moldova sunt tot care dau închirii pe ore, electrice mașini, ai și-ați peste 6.000 de mașini, dacă nu mă greșesc. Copilul Dumitru permanent îmi zicea: mama, tu ești mereu la muncă, eu vreau să te văd. El era, Doamne, eu îi mulțumesc din cer până în pământ Valentini, cumnata mea, fiindcă ea cumva în anul acela i-a oferit dragostea și căldura lui Dumitru. Fiindcă ea era cu Robert micuț acasă și Dumitru mergea dimineața la școală, el vinea, ea îl hrănea, dar mama permanent era la muncă, zi și noapte, dacă nu era în tura de zi, era în tura de noapte. Și nu știu, era o perioadă foarte, foarte dificilă, nici nu vreau să-mi aduc aminte. Vedeam tot seara și dimineața, cum mă duceau la școală, și toată ziua eram la școală și veneau seara, munceau foarte tare. Foarte tare munceau. Și cât am lucrat noi nopțile, am lucrat și a venit lockdown-ul. A venit COVID-ul și COVID-ul ne-a dat peste nas și ne-a liniștit. Opriți-vă, liniștiți-vă, voi lucra. Dar lucram în noapte, ca să înțelegi, la 4 ziua până la 7 dimineața. Mai că așa, dormeai vreo câteva ore și iar, el nici nu vedeai copil. Le părea că provocările nu se mai termină și că viața în Marea Britanie era construită doar din muncă și multă muncă. Cum ați început să activați aici și să începeți să vedeți lumina de la capătul tunelului? Lumina de la capătul tunelului mi-a adus chiar tunelul. Știți? După ce am activat în închirierea mașinilor, am mai activat, mai avut joburi așa mai mici. Și făcând, noi făceam niște cursuri la Colegiul Windsor, învățam limba engleză, o colegă, tot o moldoveancă, îmi zice: uite, am primit de la cineva niște oferte de muncă, nu vrei să aplici, nu vrei să trimiți CV-ul? Eu zic: dar cum să trimiți CV-ul? Nu vorbesc fluent engleză, nu știu, dar cum să merg la interviu? Nu pot, mai tem. Deci, uite, tu aplică și o să vezi, dar poate nici nu o să te suni, dar poate o să te suni. Și eu zic, m-am dus acasă, m-am gândit, zic cu Sergiu, ce facem, să depun, să nu depun? Și el zice, băi, de ce te costă? Am depus eu CV-ul, a doua sau a treia zi m-a sunat, și sunteți invitat la interviu. Wow, cum așa? Am mers eu la interviu și din start am fost acceptată. Eu nici
nu mă gândeam, eu nici nu-mi imaginam ce job trebuie să fac acolo. Deci, că am venit la un proiect și intrând pe teritoriul șantierului, că era un șantier, eu am rămas șocată. Zic, Doamne, dar ce caut eu aici? Cum? Dar asta nu-i pentru mine. Țara asta îți dă foarte multe plusuri, foarte multe plusuri, dar trebuie să respecti legislația. Tu ai tot, tu ai mâinile dezlegate, dar totul trebuie să faci legal. Tot legal, tu dacă ai tot legal, tu zbori. Tu înflorești și tu poți să faci business mare și să întreții familia și te duci la odihnă și să ai toate cele. Deși la noi în Moldova sistemul e foarte, foarte rău, la noi toți cumva caută să omită taxele, să omită să aducă marfă prin contrabandă, să vândă, să nu plătească taxe și să fie cumva cu mătru cu mătru, ca să iasă din încurcătură și sunt clanuri în ziua de azi, clanul lui Tolea, clanul lui Vasea, clanul, eu îmi cer scuză dacă am spus niște nume, dar sunt niște clanuri care se bat între dâns și care sunt mai tari. Aici nu e așa ceva, tu ți-ai înregistrat compania, în 15 minute e înregistrată, ți-ai făcut, dacă ești plătitor de TVA, nu ești plătitor de TVA, ți-ai plătit taxele, ți-ai cumpărat tot legal, lucrezi, nu încalci, ai toate actele, ești bine, mersi și mulțumesc frumos. De asta și am pornit între timp, peste un an am pornit o companie de transport. Ne revedem după publicitate, stați aproape! Un test suplimentar a fost pandemia, când restricțiile erau la ordinea zilei și cheltuielile trebuiau acoperite în continuare. În acea perioadă dificilă, Sergiu și Victoria au fost pe punctul de a reveni în Moldova. Nu mai aveam de lucru, ne dădeau 70 de lire pe zi și lucram o săptămână, lucram 2 zile și o săptămână lucram 3 zile. Deci trebuie să plătim casa, trebuie și deja îmi cumpărasem o boxă sus pe mașină, să ne încarc toate hainele și mă pornesc acasă la Moldova. Și m-a oprit o fină de-a noastră, m-a oprit și a zis, Nanaș, hai mai stai, poate cumva vă descurcați, hai poate ne mai gândim cumva ceva. Și eu într-o seară stând așa în telefon, mă uitam în Facebook la grupul de moldoveni, de români. Erau aeroporturile toate închise, nu zbura nimic. Deci, dar în Germania încă se lucra pe șantieri, mai lucrau fabrici, deci era închis. Cumva mulți oameni vreau să plece în Germania, dar nu puteau să zboare. Scriu în Facebook, cine pleacă în Germania dacă aveți locuri liberi? Și eu am apucat fișca. Eu avem o mașină de asta estate universal și cu boxa deasupra și am postam acolo. Mâine am drum în Germania, mai am două locuri libere. Și tot așa. Când începta scrie toți, dar ei nu știam că am două, dar eu am patru locuri. Punem trei din urmă și unul în față. Și sunau, când plecați? Că compania noastră pleacă până la Köln. Dacă vreți, până la gară. Și de acolo noi vă cumpărăm bilet, vă duceți în Germania unde vreți. Că eu vreau acolo, că eu vreau acolo. Zic, nu, noi plecăm până la Köln. Și urcau patru oameni, încărcam, punem geanțele toți și ducem în Köln. Dimineața la ora 5 masculam și plec, la 4 masculam și plecam, la ora 10 seara eram înapoi în Anglia. Am ieșit foarte bine din încurcătură cu toată chestia cu Germania. Când m-am dus la interviu, deja managerul pe resurse umane mi-a explicat că, uite, avem un job pentru tine, ca tehnician într-un laborator. Eu zic, bine, ce constă job? Ce o să fac eu în laborator? Eu nu am studii în chimie, nu sunt, nu știu, nu am activat și nu am idei. Zic, nu, tot e bine, noi să te instruim, e mai bine să înveți o persoană de la zero decât să reînveți. Tu, taman, ești potrivit pentru acest job. Compania Line este fondatorul proiectului a unei linii de tren care o să aibă o ramură care o să lege Londra de Birmingham și Liverpool. Opțiune din proiect, fiindcă proiectul este poziționat în diferite regiuni. Eu activam anume la șantierul care mina 16 km de tunel. Am avut parte de niște șefi tot extraordinar de conducătorii echipelor noastre, erau foarte prietenoși, eram ca o familie, cumva nu te simțeai că erai străină sau
mă rog, erau diferite naționalități, erau și din Nepal, și din India, și din Irlanda, foarte mulți din Marea Britanie. A fost o experiență foarte, foarte frumoasă. Așa a ajuns o moldoveancă să facă parte din echipa care mina un tunel important din Marea Britanie. Între timp, soțului ei i-a venit o idee ingenioasă despre cum ar putea să câștige bani, inspirat fiind de provocările întâmpinate în perioada pandemiei. Fiind în sfera asta cu automobilii, eu am văzut și foarte multe postări care căutau mutări de casă, de exemplu, nu de exemplu, dar noi știind că sunt 8 sau 12 milioane de oameni în Londra, eu nu mai știu cât sunt. El stă la chirie în Est, acolo e jobul lui. El face 20 de minute la job. S-a terminat jobul de acolo, el deja trebuie să plece de acolo, el e familia, s-a găsit job în Brighton, s-a dus la Brighton, el trebuie să iei toate hainele, toate dulapuri lui și mai are poșățele și trebuie să plece la Brighton. Ei caută mutări cu mașini mari. Deci, și astea mii și sute de mii de oameni. Eu am văzut chestia asta că spate de făcut. Am format un profil, o pagină pe Facebook. Mi-am dat și o denumire. Și am început a posta că noi ne ocupăm cu mutările, deși eu nu avem nimic, nu avem nici automobil, nu avem nimic, dar am încercat să-l spipăi cum... Și am început a primi sunete. Eu primeam sunete de la clienți. Și totodată eu căutam alți transportatori și le dădeam lor sub un procent. Deci joburile luam la cineva, le dădeam acolo, eu luam procentul meu și îmi facem o statistică să văd cum merg lucrurile și am văzut că merge bine. Jobul de fapt era suficient, dar luând în considerație că eu activam în ture, aveam ture de zi și ture de noapte, lucram 7 zile în zi, aveam 5 zile libere. Lucram 7 nopți consecutiv, aveam 3 zile libere. Și atunci m-am gândit, de ce să nu încerc și altceva? Luând în considerație că proiectul nu era pe lungă durată, erau 3-4 ani, știam că o să termine odată și odată, zic, de să pornesc ceva concomitent ca să pot avea pe viitor o stabilitate. Și mi-a venit într-o zi așa o idee, eu fiind cu un păr foarte poros, pufos de structură, zic, permanent am probleme în Marea Britanie. Dacă aici mereu plouă, eu mi-o făceam cu placa, ieșeam afară, gata, eram ca leu. și atunci zic, cum aș putea eu să ajut fetele, cumva să mă ajut pe mine și să ajut și fetele, ca să le fie rutina asta zilnică mai ușoară. Am cumpărat prima mașină, un Sprinter mare, l-am luat pe un cumătru de-a meu ca ajutor, cu mine a fost un timp bun și am început joburile. La noi cumva lucrează toți pe Radio Baba, dar aici lucrează pe aplicații și la fiecare aplicație tu dacă lucrezi trebuie să ai feedback-uri. După feedback-uri, tu dacă ai feedback rău, deci aplicația e construită într-așa fel, că pe urmă nu-ți dă job-uri sau îți faci procentul mic sau îți faci cifra, nota mai mică, recenziile mai mici și tu te duci în jos și ți nu-ți dau job-uri bune. De asta toate job-urile trebuie să fie făcute corect, la timp. Nu îți deschide tot deodată, îți deschide numai vreo două lucruri, poți să iei un frigider și un dulap, mai mult nu poți să iei, de atât tu nu ai deschis altceva. După 30 de recenzii frumoase, îți deschide tot așa, 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 deja tu poți să iei 7 case. După asta am mai luat încă un van, bus ăsta e van, am mai luat un van, Luton van, deja de 20 de metri pătrați, plecam la mutări de joburi cu 3 vanuri. Îmi puneam un van în van și de când încărcam casă mare, puteai să lucrezi și o zi și două și erau și plăteau foarte bine, deci cumva am apucat foarte bine chestia asta și am avut succes. Am analizat așa piața și zic, uite, în Marea Britanie nu este dezvoltat latura asta, domeniul beauty, de reconstrucția părului. Am început să studiez, am început să explorez domeniul Instagramului. Am văzut că în Republica Moldova se predau cursuri. Am plecat în Republica Moldova, am făcut un curs de reconstrucție a părului, am venit înapoi, am început să lucrez, am înțeles că nu-i de ajuns, ceva eu nu cunosc, ceva la mine nu se primește. Și atunci am început mai intensiv să studiez și desigur că m-am axat pe piața Rusiei și Ucrainei. Am făcut multiple cursuri, am plecat și în Rusia la trainer internațional, am plecat și în Ucraina
Și acum urmează, în luna noiembrie, urmează să plec în Brazilia, de unde este mama produselor de reconstrucție a părului. Duc tratative cu o fabrică care produce produsele pentru reconstrucția părului. Dacă o să fie totul bine și o să ajungem la un numitor comun, pe viitor aceste produse ar putea fi, eu ca reprezentant a companiei aș putea să le realizez pe teritoriul Republicii Moldova, România și inclusiv și Marea Britanie. Chiar dacă astăzi fiecare și-a găsit domeniul potrivit de activare, familia Stăviță mai are un vis, să deschidă un local cu specific moldovenesc. Această dorință de a aduce o parte din cultura și tradițiile lor în Marea Britanie rămâne o aspirație importantă pentru ei. Ideea asta la noi a fost din start, când venisem în Marea Britanie. Eu deci sunt pasionat, foarte, foarte pasionat de mâncare, de pregătit. Eu am acasă, în Moldova, am 15 oale de tot felul, am cazane de începând la 10 litri până la 100 de litri. Sunt foarte pasionat de chestia asta. Eu când am venit, până la pandemie, noi am avut o idee să deschidem un restaurant cu nume, să fie cu nume deosebit. Și că am început să caută și local, dar am intrat în pandemie și am dat mâinile în jos. Și acum, la evenimentul Moldova Fest, care a avut loc în iunie în Marea Britanie, am pornit un catering, o culinărie de-a noastră. Deci, pe viitor, am o idee și ideea cred că să o realizăm în scurt timp. În zona de vest, schidem un magazin cu produse a noastră autohtone, moldovenești. Oamenii foarte mulți sunt doriți de chestia asta. Sunt mulți moldoveni de-a noștri din vest care pleacă în est, care vor să cumpere o bucată de salam moldovenesc sau bomboane de-a noastră frumoasă și gustoasă. Cumva noi am dat și o denumire moldovenească tradițională, dar eu n-a s-o spun între timp, a s-o găsați cu oamenii. Numai cum eu o să-l dau un indiciu, sloganul este jos, mă toche sub cușma ta. Cred că oamenii trebuie să priceapă care să fie. Și sper să fie un lucru interesant și frumos pe viitor pentru toți conaționalii noștri. Persoanele care o să ne viziteze simte așa cum se, exact cum se simt acasă. Fiindcă țara noastră este atât de frumoasă, cu atâtea tradiții, cu atâtea oameni frumoși, cu atâtea oameni care vor să creeze și pot crea și pot cumva valorifica tot ce avem noi mai frumos, din toate tradițiile noastre, din tot. Dar noi cred că nu știm să valorificăm, noi cumva nu aducem faima țării. Noi o aducem numai atunci când plecăm de acolo. Noi când suntem acolo pe loc, cumva suntem mai restrânși, cumva ne gândim că, Doamne, că nu avem neajunsuri, că e foarte greu, că nu avem bani, că rutina ne debusolează cumva din ritmul vieții. Dar când tu pleci, tu înțelegi cât de faină e țara asta, cât de important este soarele acela care tu în fiecare zi îl vezi pe cer, fiindcă știți că în alte țări tu nu îl vezi în fiecare zi și asta, venind dintr-o țară cu mult soare, ție nu-ți ajunge asta aici. Și nu știu, țara noastră este minunată. Sunt 5 ani de când familia Stăviță își clădește o viață altfel în Marea Britanie. Chiar și așa, cei doi soți nu uită de rădăcinile lor. Au reușit să se integreze într-o echipă ce organizează evenimente dedicate moldovenilor aflați în această țară. Implicarea lor este dovada sinceră că păstrează cu sfințenie un loc aparte pentru Moldova în inimile lor. Atunci când pleci din Republica Moldova, doar atunci simți câtă dragoste ai față de această țară. Doar atunci conștientizezi cât de tare îți iubești această țară. E foarte, după primul an de ședere aici, când ne-am întors cu Sergiu înapoi în Republica Moldova, seara, zic că hai să mergem să ne plimbăm un pic prin străduțele noastre, să mai vedem ce-a mai construit, vecinii să-i mai vizităm. Și eu am ieșit, noi am ieșit, ne plimbam și eu îi zic, tu simți? El zice, ce? Tu simți aerul cu mântră în piept? El nu are niciun obstacol, el pur și simplu a intrat în suflet. Tu simți mirosul ăsta așa, care nu se compară cu nimic în lume. Mirosul
Republicii Moldova nu se compară cu nimic în lume. Mă simt acasă și mă simt foarte bine. De exemplu, dacă mă duc la țară, mă sun copac și mănânc cireș. Moldova asta e un, asta e un loc, nu că e aparte, dar asta e locul, e sufletul meu, Moldova. La o emisiune tot la cealaltă Basarabie, eu am spus că sunt niște cuvinte care nu te întreba și nu spune de ce Moldova te-a alungat din țară, de ce te-a alungat în diasporă, dar ești să pune întrebarea ce ai făcut tu pentru țara ta. Și eu sunt mândru pentru ceea ce am organizat noi aici în Marea Britanie de multe ori, pentru moldovenii noștri, ca să îi consolidăm, ca să ne aducem aminte de tradițiile noastre. Din Marea Britanie, care și nu aud, cu care și nu vorbesc, uite, mai trăiesc, mai fac niște bani și oricum mă întorc la mine acasă, fiindcă la mine e frumos. Dar este o problemă destul de mare din punctul meu de vedere, fiindcă tu atunci când pleci, tu ai cumva o euforie, tu ești, ai multe planuri, tu vrei să realizezi, tu te gândești că tu o să fii, tu o să descurci mai bine ca Moldova. Da, se primește. Și într-un moment dat, tu te gândești să revii în Moldova. Una să pleci și alta să revii. Dacă credeți că e greu să pleci, nu e corect. E foarte greu să revii înapoi. Cumva, așa mi s-a părut mie, cumva, parcă nu suntem acceptați de societate, parcă nu suntem acceptați, cumva oamenii ne privesc altfel. Fiindcă noi, aflându-mă în alt mediu, în altă cultură, mai preluăm ceva. Practici bune, nu zic de careva, de multe practici bune care ar putea să le implementăm în Republica Moldova. Și când venim cu o inițiativă sau cu... cumva oamenii se uită straniu. De asta aș ruga prin intermediul televiziunii. Primiți-ne pe noi ca pe niște oameni ai voștri. Fiindcă noi suntem poporul moldav care reprezentăm țara în afara țării. Și vrem cumva ca să fim, nu întrebește laur, nu întrebește foarte mult slavă, că noi ne-am întors înapoi în Republica Moldova, nu. Pur și simplu dăruiți-ne nouă un zâmbet și un sfat. Mai mult nu cerem nimic. Pur și simplu să fim, să simțim căldura poporului, că, uite, oamenii ăștia s-au întors înapoi, oamenii ăștia vor ceva să facă în țara lor. Și de asta vrem pur și simplu să fim acceptați. Nu uitați să ne scrieți dacă aveți istorii ce merită a fi auzite și văzute. La final, fiți fericiți oriunde v-ați afla, dar nu uitați să reveniți acasă.